Bună ziua, domnilor, domnilor, este ora 13, sunt Eli Roman, urmăriți special B1 TV, cea de-a doua oră pe care o dedicăm un pic subiectelor social-economice, nu lăsăm nici politicul pe din afară, pentru că nu se poate fără. Și spun asta pentru că, iată, discuții foarte intense și constructive au avut loc zilele acestea la Ministerul Finanțelor Publice. Asta în contextul în care vom avea și noi comandamente pe energie, dar mâine, post factum, după ce trece acest val de caniculă, premierul Ciolacu urmează să aibă întâlniri cu reprezentanții din energie pentru a vedea și a se pregăti pentru noile valuri de caniculă care ar putea veni în următoarea perioadă, pentru a evita penele de curent pe care le-am avut în aceste 5 zile de temperaturi infernale nemai văzute, noi recorduri dobărute în rândul statisticilor ANM. Așadar, invitați mei de la această oră, dați-mi voie să vă-i prezint. În platou alături de mine este Costin Ciobanu, un analist politic. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezență. Iar în legătură telefonică cu noi este Gabi Biriș, consultant fiscal, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Bună ziua, mulțumesc! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și sociologul Ciprian Necula, tot într-o legătură telefonică. Bună ziua, mulțumesc de asemenea. Domnule Gabriel Biriș, cu dumneavoastră aș vrea să încep, pentru că ieri Marcel Ciolacu dezvăluia, fără să vrea, cred, bomba bugetară pe care stăm. România ar putea termina anul 2024 cu un deficit bugetar de peste 8%. Asta în cifre reale înseamnă 140 de miliarde de lei, cel mai mare din istorie deficit bugetar. În acest context, înțeleg că se poartă discuții foarte intense, constructive la Ministerul Finanțelor Publice. Vedem de îndată în imaginile publicate de ministrul Boloș. Ați fost acolo ca să discutați ce, domnule Biriș? În primul rând, în ceea ce privește deficitul, să știți că nu e nicio surpriză pentru noi. Păi stați un pic, nu era nicio surpriză că avem deficit excesiv, da? Dar no, să ajungem să depășim 8%? Nu, nicio surpriză. În plus, la anul deficitul acesta va crește semnificativ, așa cum ne-a informat ieri domnul ministru, cât trebuie să adăugați încă cel puțin 33 de miliarde de lei la pensii, plus încă creșterile de salarii la bugetari, plus nevoile de cofinanțare. Nu știu cum o să scoatem. În al doilea rând, într-adevăr, ieri am avut o discuție, aș vrea să cred, și cred că cu toții vrem să credem că a fost una constructivă. Însă ne păstrăm anumite rezerve în ceea ce privește acest deziderat. De ce? Pentru că în urmă cu tot așa vreo 5-6 săptămâni am avut o altă discuție în care domnul ministru a promis că se va consulta. Între timp a apărut ROETV-a, care ați văzut că a dus inclusiv la protestele contabililor, mai blânde profesii liberale a contabililor, care pur și simplu nu mai pot. Acum, discuția de ieri am încercat să o concentrăm pe nevoia de a obține rezultate. Adică, ca să obține rezultate înseamnă mai mulți bani la bugetul de stat. Asta nu, să... nu. Sau ce? Ce rezultate? Oricum. Nu oricum. Pentru că, vedeți dumneavoastră, toate aceste măsuri introduse în ultima perioadă, ROE, factura, ROE, TVA, pun costuri suplimentare pentru contribuabili. S-a ajuns ca aceeași factură să fie raportată în 4 declarații diferite. Și toate astea înseamnă costuri, atât pentru noi, cât și pentru ANAF. Eu am insistat la aceste discuții pe partea tehnică, adică să înțelegem că aceste eforturi au și sens și că vor produce rezultate în scăderea fraudei uriașe de TVA. La nivelul 2021 a fost de 9 miliarde de euro. Bun, și se găsesc soluții pentru scăderea fraudei? Să găsești soluții, așa. Ca să poți să găsești soluții, întâi trebuie să știi pe unde care e problema, nu? Că nu poți să pe unde se dacă nu știi care e problema. Se face evaziune. Am insistat către domnul ministru și către echipa domnului ministru, a fost inclusiv doamna președinte ANAF, să pună public un studiu cu privire la care este structura gap-ului. Adică să înțelegem din ce zone se fură și care
sunt măsurile. Dacă astea sunt, atunci le vom susține. Știu până ei la... de unde se fură, din ce zone se fură? Au aceste informații, din, studii, cum le spuneți? Parte, cea mai mare parte a GEP-ului, conform celor spuse de domnul ministru, vine din frauda carusel și din insolvențe, care în mare parte sunt tot, e tot fraudă carusel. Explicațiile telespectatorilor, că auzind frauda caruselor, să spună, poftim? Ce înseamnă asta? Păi, din păcate, este o problemă cu care Europa se confruntă de zeci de ani. Odată ce s-a introdus acest regim tranzitorial, adică ce înseamnă? Ce înseamnă fraudă carusel? Ai o firmă, în general firmă fantomă, care cumpără de valori foarte mari din alt stat al Uniunii Europene. Nu plătește TVA-ul, că e taxare indirectă. Corect. După care revinde în țară, colectează tot TVA-ul pe toată suma, că nu are deductibil nimic, că nu l-a plătit. Adică nu plătește, da? Și dispare, nu plătește. Niciuna din măsurile pe care le-a promovat domnul ministru, ROE TVA, ROE factura, ROE toate celelalte, nu adresează acest tip de fraudă, care e cea mai mare parte. Super! Adresează pe bunii platnici ai... Singura soluție, exact. Și cu amenzi, și cu confiscări. Singura soluție este taxarea inversă pentru a rezolva problema. Adică să nu mai circule TVA-ul între firmă, că dacă nu mai circule, nu are cine să-l fure, că nu mai are ce să fure. Din 2018 avem o directivă care ar fi permis României să aplice această, ceară derogare de la Comisie să aplice această taxă inversă, pe care o aplicăm pentru alte produse de risc, de genul cerealelor, fierului vechi, calculatoarelor și telefoanelor mobile la facturile peste 5.000 de lei de euro. Da? Deci se știe că asta e soluția. Tot timpul până acum, informațiile, că eu am insistat de-a lungul timp, am avut și o contribuție a mea la adoptarea acestei directive din 2018. Mi s-a spus că România nu îndeplinește condiția cu privire la nivelul de minim 25% al gap-ului din frauda carusel. Păi acum ministrul ne spune că e 35. Mai mult de 35%. Adică, nu vă supărați, dar începem să ne să ne îndoim de actul de guvernare. Adică, ce se întâmplă la finanțe? Ne pune costuri fără să știe de ce, fără să știm de ce. Și în momentul în care întrebăm cu privire la ce urmărește, ne spune senin că fraudă carusel. Deci, genul acesta de întâmplări te afectează profund. Eu sper ca domnul ministru să fi înțeles din ce am spus și eu și colegii mei de la Romanian Business Leaders și Asociația Oamenilor de Afaceri din România, că acolo am fost, să știți, numai companii românești, în general mari. Că ne face rău. Păi ne face rău, da? Na, voi dar mai duceți. Nu știu cât mai putem duce, că vedeți că neconceputul s-a întâmplat. Spuneți-ne, domnule Biriș, s-au purtat discuții, se fac scenarii ceva pe acolo pentru ca impozitul pe venit să crească la 16%, respectiv creștere de TVA din 2025, pentru că la nivel de discurs politic nu există așa ceva. Domne, nu vom crește taxe și impozite. România nu își permite să majoreze TVA-ul. România nu va majora, nu va trece de la cota unică la cea progresivă. Da, nu creștem taxe, nu creștem impozite, n-a crescut nici prețul benzinei și motorinei de la 1 iulie, că au crescut accizele. Astea sunt declarații cu fața la tribună. Urmează alegerile, trebuie să ne înțeleg. Pericolul este însă foarte mare, indiferent de ce spune domnul prim-ministru și de ce spune domnul ministru, problema este uriaș. Un deficit care va depăși 8% la sfârșitul anului și dacă nu se întâmplă nimic, evoluția ne va duce undeva la 15% la anul 2025. Da, de văzut. Sunt tare curioasă. Ce măsuri va trece acolo în acest plan de reformă fiscală cu care va merge la Bruxelles în toamnă ministrul Boloș, astfel încât să scădem deficitul gradual, e drept că nu putem așa, nu dintr-o dată, pe 7 ani. Cine o să-i accepte domnului Boloș să reducă? Doamna Roman, trebuie să facem clar un lucru pentru toată lumea. Deficitul e format din
diferența dintre cheltuieli și venit. Da? Veniturile pot crește rapid. Facem taxare inversă, mai facem încă vreo câteva măsuri de eliminare a evaziunii, că avem ce să facem. Impozităm sumele ce nu... Dar de ce nu le facem odată? Da, păi de ce? Pentru că cineva beneficiază de asta. Hai să nu ne mai ascundem după deget. Cineva e protejat. De atâția ani de zile sunt protejat, nu și-au făcut cei plinul, gata, ajunge, nu mai. Întotdeauna, nu ajunge, nu se face niciodată plin. Deci, veniturile pot crește, dar în momentul în care avem o accelerare a creșterii cheltuielilor, doamna Roman, noi nu putem plăti cât poate guvernul cheltui. Corect. Hai să mai stabilim puțin cheltuielile astea. Trebuie să înțelegem că nu putem la nesfârșit să ne întindem mai mult decât ne e plapuma. Și nu înțelegem. Și că nu putem să lăsăm copiilor noștri doar datorii publice. Nu putem. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule Biri, și rămân în continuare alături de Ciprian Necula și Costin Ciobanu. Costin Ciobanu, cheltuielile pe care statul român le face, aici trebuie să umblăm sau să mai stabilim puțin acest robinet pe care l-am lăsat deschis, să curgă. Când vom lua această decizie? După alegeri? Pentru că în an de alegeri nu-mi faci, nu? Restructurări prin ministere, nu eficientizezi niciun minister, nu concediezi pe nimeni că ți-ar sindicatele în cap. Și nu e doar cazul României atunci când ai alegeri. Evident că nu vrei să dai vești proaste. Vrei să spui că totul crește, că economia e în ascensiune, că veniturile oamenilor cresc, că nu există inflație. Deci e oarecum firesc ceea ce se întâmplă. Problema este într-adevăr ce se va întâmpla anul viitor. Și ați văzut aceste consultări inițiate de Ministerul de Finanțe vin în urma presiunilor publice, declarațiilor pe care le-am avut din partea mediului de afaceri, care se teme despre ce se va întâmpla anul viitor. Că până la urmă acesta este narativul. Anul viitor va veni apocalipsa fiscală și atunci o să vedem ce se va întâmpla. Vedeți, există acest sentiment că ceea ce se întâmplă în acest an seamănă foarte tare cu ce s-a întâmplat în 2009, în care lucrurile erau sub control, în care economia mergea, în 2008 ne aducem aminte, duduia. Suntem în acel scenariu. Să sperăm totuși că nu-l vom trăi, pentru că ne aducem aminte cât de brutală a fost acea aterizare forțată din 2010. Să sperăm că există înțelepciunea la nivelul guvernanților noștri să nu ne facă să mai trecem o dată prin acel episod extrem, extrem de dureros, trist și foarte negativ din punct de vedere electoral pentru cei de la putere. Pe de altă parte, 2025 o să fie la 3 ani de următorul rând de alegeri, așa că e o mare dilemă dacă ceea ce se spune astăzi e mai degrabă o temporizare, o amânare a verdictului, sau există pur și simplu această planificare despre care dumneavoastră vorbeați, pe 4 ani, pe 7 ani, pe reducerea deficitului. Așa spune ministrul Boloș, că va merge să ceară această eșalonare, dacă putem spune, sau reducerea deficitului bugetar gradual pe 7 ani de zile, astfel încât să coborâm în acea țintă de 3%. Suntem acum în păpușoi, 8,18, sau vom fi la sfârșitul anului. Dintr-o perspectivă extrem de cinică, lucrurile vor continua până când nu vom mai fi capabili să finanțăm acest deficit, până când nu va mai exista dorință din partea piețelor de a veni și a împrumuta guvernul României pentru a susține aceste cheltuieli care, într-adevăr, sunt extrem de rigide. E greu să spui, într-adevăr, că pensionarii nu merită pensii mai mari sau că, nu știu, sistemul de educație sau de sănătate nu merită mai mult sau că nu e nevoie de investiții în România într-un moment în care încerci să susții creșterea economică. În același timp, trebuie să vezi, într-adevăr, cât își permite România în acest moment, ce se întâmplă cu absorpția de fonduri europene. Vedem că PNRR-ul e oarecum pus în paranteză. E faultat PNRR-ul că, la fel, nu bifăm acolo ce trebuie să punctăm, astfel încât să primim a treia tranșă din PNRR. E foarte multă ceață comunicațională, vedeți. Ni se transmit niște vești bune, ni se spune să fim liniștiți, nu crește nicio taxă majoră. În același timp, sunt și foarte multe semnale negative pentru ceea ce se poate întâmpla în perioada următoare. La un moment dat, cred că am dorit o asumare extrem de clară din partea coaliției, pentru că dacă își propun să guverneze după 2024, ar trebui să spună foarte clar românilor ce să se aștepte din punct de vedere fiscal, să-și ia acest angajament,
pentru a arăta și politic, dincolo de ce iese ministrul de finanțe, care până la urmă e un fel de tehnocrat al guvernării și care poate fi schimbat la orice moment. Ați văzut, se vorbește despre remaniere în toamnă. Da, așa, cu jumătate de gură, că politicienii susțin că n-ar fi binevenită o remaniere acum, că avem alte treburi, de unde performanță dacă iar schimbăm ministrii? Știți bine, da? Adică da, avem cazurile concrete. Educație, 30 de ani, 30 de miniștri, sănătate, la fel. N-avem acea continuitate, n-avem acea dorință de a lua ce a făcut bine predecesorul, de a continua ce a început pe un plan sustenabil predecesorul și de a duce mai departe. De asta și cu aștia 7 ani de zile de reducere a deficitului bugetar, îmi vine să râd. Câți miniștrii de finanțe ori trece pe... Ia, ce zice Ciprian Necula? Se uită la tot acest tablou al României de astăzi, sub cupolă de foc, la 40 de grade, fierb în discuții, iată, capetele încinse de la finanțe, căutând soluții de scăderea deficitului bugetar, pe de o parte, de a scoate la lumină mai mulți bani acolo unde se scurg în evaziune, bani negri, demersuri pe care nu le vedem. Sunt diverse priorități care să privim cumva acțiunea politică și contextual, pentru că, sigur, e un context social și politic acum în Europa și în România cu o serie de alegeri care, să zic așa, ține agenda ocupată. Adică cred că preocuparea politicianului nostru, generic vorbind, e mai degrabă în privința alegerilor ce vor urma, alegerile parlamentare și cele prezidențiale. Restul, sigur, dacă putem să amânăm o decizie care ar inflama o parte a societății, o vom face cu riscurile ca mai târziu să fie problema mai mare și să o trașăm atunci. Pe altă parte, pe mine mă surprinde discursul pur de dreapta, în care statul trebuie să devină mai mult, mai subțire și să cheltuie cât îl ține pătura. Am auzit mai devreme că domnul Biri spune asta. Ignorând cumva problema, să zic așa, firmelor care folosesc o grămadă de surse publice și care nu sunt taxate așa cum ar trebui. Vorbim de impozit progresiv de multă vreme în România și nimeni nu are curat să zică serios pe tema asta, mai ales că avem un guvern și social-democrat, condus de social-democrat cel puțin. Deci, cred că ar trebui gândită cumva o reformă structurală a modului în care taxăm și colectăm taxe, pentru că acum este absolut inechitabil. Uitați-vă la cazul Cristoi, care s-a vorbit de atenția publică, când lucra și la stat și la privat, făcea și la acolo bani și la acolo bani, sute de mii, milioane de euro anual, folosind cumva sistemul public, trimițând pacienții dintr-o parte în alta, doar ca să se îmbogățească el și firma lui. Asta se întâmplă dacă o multiplicați la toate nivelurile, adică o vedeți în spitale, o vedeți în tot fel de alte companii. Deci, cred că discutăm mai degrabă despre cum reușim să taxăm, dacă vreți, capitalul care, din păcate, crește bine în România și îi pătează liniștit. Se alătură discuției noastre și Ioana N. Dogeu, jurnalist spotmedia.ro. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Ioana N. Dogeu, iată un guvern captiv în aceste alegeri pe care le va organiza la sfârșitul anului, un guvern acum captiv cu tot ceea ce înseamnă 5 zile de foc, de temperaturi infernale, prea puțin se gândește la ceea ce avem de făcut acum pentru a ne fi mâine mai bine. Discuțiile de la Ministerul de Finanțe cu privire la deficitul bugetar, care, nu știu dacă ați auzit, peste 8%, 140 de miliarde, nu vrem să scoatem banii din evaziune, că deranjăm niște cuiburi pe acolo, nu vrem să luăm măsuri concrete, de asemenea că nu e bine, nu ne atingem de asta, dar nici nu mărim taxe, nu mărim impozite. Ce facem? Tăiem cheltuielile când? Anul ăsta, în an electoral, mi-e greu să cred. Asta am tot auzit, povestea asta cu tăierea cheltuielilor. Digitalizăm, aducem inteligența artificială. Din punctul meu de vedere, nu e niciun secret ce trebuie făcut. Toată lumea știe ce trebuie făcut. Să rupem pisica! Guvern a vrut să aplice. Statul acesta imens are nevoie de reformă. Nu să mai pui, să mai jupoi o piele de pe capital. Pentru că acel capital, de bine de rău, este cel care îți împinge economia înainte. Nu, acest stat imens, supradimensionat, alcătuit în bună măsură din clientele, pentru care se creează posturi inutile sau care ocupă posturi utile fiind
persoane inutile prin lipsa lor de competențe, de acolo trebuie plecat. Și din momentul în care acest stat se va reduce la dimensiunea lui normală și va fi populat în funcțiile de, în toate funcțiile. Mai avem măsura acestui stat cu dimensiune normală? Dacă cineva și-ar propune o auditare serioasă și o evaluare serioasă a necesităților, pot să-l afli că nu e fizică cuantică. Dar acolo este mufată toată clientela de partid, toate soțiile, amantele, nepoții, verișoarele, etc., etc., etc. Deci nu doar în energie, pentru că aveam o analiză făcută în companiile astea de energie, unde avem niște... Iar paguba este dublă, pentru că este o pagubă generată de supradimensionare, dar sunt și pagubele generate de faptul că oamenii aceștia sunt în foarte mare măsură incompetenți. Și din incompetența lor, generează alte pagube. Ideea asta să mai punem șapte piei de pe capital, ok, o să tragem piei de pe capital până când el se va retrage. Nu asta e soluția. Soluția este să lași capitalul să producă atât de mult cât poate, să acoperi găurile negre, să redimensionezi statul, să digitalizezi ca lumea ANAF-ul și să, el într-adevăr să se ducă după mari datornici, care, ce să vezi, cei mai mari datornici sunt companii de stat. Ce întâmplare. Și după aceea, da, vei putea să discuți despre o însănătoșire. Așa, tot să-ți mulci dintr-o parte cât poți și și pe partea cealaltă efectiv să arunci banii, să-i risipești, nu e o soluție. Efectul este că capitalul își va lua măsurile lui de protecție. Vor câștiga foarte bine, de exemplu, din ce în ce mai bine, că deja câștigă foarte bine, firmele de avocatură specializate în optimizări fiscale. Deci nu poți să faci chestia asta la infinit. Nu merge. Dacă nu umbli la cauze, nu poți să tratezi efectele la infinit. Nu poți să arunci găleți de bani, din ce în ce mai greu colectați, în aceleași găuri negre de până acum. Deci e o definiție a nebuniei, să faci același lucru și să fii convins că vei obține alt rezultat. Da, mă uit un pic la declarațiile făcute de ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Gruia Ivan. Aș vrea să vedem această declarație făcută aici la B1 TV despre cum ne, iată, mizăm pe faptul că 30% din funcționarii publici vor ieși la pensie în următorii 3 ani și așa ne mai redimensionăm aparatul bugetar. Haideți să vedem declarațiile și ne întoarcem la dezbatere. Faptul că avem această statistică din partea Institutului Național de Statistică și a ANFP-ului, care arată că în următorii 3 ani o să se pensioneze foarte mulți funcționari publici și este evident că asta este și dorința noastră și a tuturor de a crea servicii publice care să fie mult mai simplu de utilizat pentru oameni 24 de ore din 24, 7 zile din 7 și în același timp acele procese care sunt, se pot automatiza, care sunt repetitive, de exemplu cum este calculul salariilor funcționarilor sau profesorilor, să poată să fie preluate mult mai ușor de către niște softuri automatizate care să facă o muncă decisivă pe care astăzi o fac foarte mulți oameni, care ar putea să facă și altceva, să se reprofileze. Avem două proiecte foarte mari la nivelul guvernului, pe de o parte o platformă de e-learning pe care am semnat-o săptămâna trecută, prin care dăm pentru 2000 de companii, pentru angajaților, creăm un cadru de competențe digitale, iar pentru zona de funcționari publici, pentru 30.000 de funcționari publici, pregătim cursuri de formare și competențe digitale pentru a folosi aceste instrumente extrem de utile și benefice și utile pentru administrație, dar și pentru oameni. Da, ministrul digitalizării, ce să înțelegem, Costin Ciobanu, că noi de fapt așteptăm aceste informații dinspre INS, că în următorii 3 ani se vor pensiona 30% din funcționarii publici și că atunci o să fim pregătiți cu această inteligență artificială. E un discurs extrem de general. Ne salvează digitalizarea ANAF de zeci de ani. Auzim această poveste de foarte mult timp din partea fiecărui ministru. Prim-ministru cred că și-a făcut din acest mesaj o parte centrală a discursului public. E primul prim-ministru care reușește digitalizarea. Cred că suntem toți de acord. Vrem să vedem niște rezultate. Discursul ministrului digitalizării e un discurs absolut corect. E bine că încearcă să-și facă treaba. Problema este cât va dura acest lucru și cum va arăta acest plan. Eu sper că în următorii 3 ani, când vor ieși la pensie acei funcționari publice, să funcționeze această inteligență artificială. Sau Ioana Nedogioiu, vom prinde noi acele zile în care inteligența artificială să ia locul bugetarilor? Dacă ne aude Ioana Ene? Nu?
Îmi pare rău, n-am auzit întrebarea. Zic că vom apuca zilele acelea în care inteligența artificială va fi în locul bugetarilor? Da! Ne îndreptăm spre asta. Dar, Doamne, până să ajungem la asta, pe mine mă oripilează. O să iasă la pensie niște funcționari și ce bine va fi. Ce ne spune, domnul ministru, că în momentul ăla acei oameni sunt de fapt inutili? Deci se face un fel de protecție socială, nu? Din moment ce tu spui, vai ce bine că ies la pensie, scăpăm de ei. Nu, nu, eu mă gândesc că vai ce bine că ies ei la pensie și nu trebuie să-i dau eu afară, ministru. Asta zic. Nu? Deci nu avem o armată de funcționari utilă, ci avem o armată de funcționari care facem protecție socială și pe care nu-i restructurăm, că ce o să facem cu ei și de acolo pierdem niște voturi. Dar încetează să mai angajezi în alte părți. Ok, sunt foarte de acord că nu dai afară niște oameni care sunt înainte pensie. Cu asta sunt perfect de acord. Este o chestie de bun simț până la urmă. Dar nu mai angaja în partea cealaltă. Adică totul este făcut așa cum e și o poveste. De ce la clasa 7, de exemplu, sunt cele mai multe ore din orar utile sau inutile de fac copiii mai mult, muncesc mai mult decât adulții la propriu? Pentru că, spunea domnul secretar de stat Ion, trebuie să ne gândim și la normele profesorilor. La noi totul așa e conceput. Noi nu începem de la nevoile statului și de la sau ale elevului sau ale populației sau ale bunei funcționări a acestei societăți. Noi pornim de la nevoile bugetarilor care implicit sunt nevoi clientelare de cele mai multe ori. Păi 1,3 milioane de bugetari cu cei 4,9 pensionari. Păi asta zic, se adaugă matematica acolo, au nevoie de toți aceștia. Asta e problema, de fapt, că nu, niciodată nu se umblă la cauze, tot timpul se cosmetizează câte ceva și tot timpul se caută de unde să aducem bani în plus. Perfect, sunt de acord să aducem bani în plus. E foarte bine să aduci bani în plus. Dar de ce să-i aduci în plus? Ce faci cu ei? Hrănești în continuare un aparat supradimensionat, îi arunci în tot felul de inerții absolut negândite, care după aceea, povestea asta cu panourile fotovoltaice este... E o saga, de exemplu. Cum am început, hai rup, după aia am descoperit că nu țin rețelele, punem frâne și totul e o lipsă totală de competență care de unde pornește, de fapt? Ea pornește și de la proasta calitate a celor care lucrează prin ministerie, direcții, deconcentrate și tot felul unde, cum spuneam mai acum tăi, nu generalizăm. Fiecare cu pădure, cu uscăciunile ei, că ori mai fi și mai performanți acolo, dar se care pare nu că există, da, puțini care sunt supra-solicitați și nu mai fac față pentru că ei sunt singurii care fac treaba. Sigur că da. Da, uite că tot vorbeam de concedieri la stat, acei șefi ai superagenției care monitorizează companiile de stat au demisionat zilele trecute. Ciprian Necula, ai auzit știrea cu siguranță. De altfel, Comisia Europeană dezvăluia niște nereguli la numirea acestora, deci era un deziderat acolo în PNRR pentru a putea obține a treia tranșă din bani, să avem această superagenție de monitorizare a companiilor publice. Și noi aici numim așa, iarăși, clientelară conducerea, care ulterior s-a simțit oarecum în culpă, demisionează și o vom lua de la capăt. Vom mai dura probabil jumătate de an ca să facem ca la carte. Să mai angajăm niște oameni la bugetul, să punem niște oameni în rândul bugetarilor pentru a eficientiza aceste companii de stat în cea mai mare parte a lor datornice la stat. Unde sunt de acord cu doamna Doceau este exact în ceea ce privește motivul pentru care unii ajung în funcții publice. Este mai degrabă un dat de profit pentru politicieni, care ajung în funcție publică, să atragi în privat resursele statului. Statul fiind slăbit și în felul ăsta incompetent, pentru că sigur nu face datoria față de cetățeni, nu și-o face niciun fel. Deci, da, este o problemă complexă și se leagă una de alta. Nu e doar o parte a spectrului, ci cred că abordarea trebuie să fie cumva integrată, să vedem în ce măsură capitalul și statul ar putea să fie mai eficiente, să fie un mecanism, nu doar o parte. Pentru că oamenii care ajung în poziții de putere în guvern, că sunt cu companii și sunt în construcție o grămadă de care se tot scrie, nu? Ca și cum nu știm asta. Dincolo de asta, incompetența, să zic așa, demnitarilor.
Pentru că în rândul funcționării, să știți, eu am fost în guvern, un mandat scurt de secretar la fonduri europene și am văzut competență în foarte multe rânduri la funcționari, dar care nu erau lăsați să-și facă treaba și se blazau la un moment dat, pentru că demnitarii sunt șefi și vin acolo precum șefii de la, nu știu, firma de bloc și așa se poartă cei mai mulți de ei. Deci o problemă, dacă vreți, într-adevăr, structurală. Pe de o parte, pe altă parte, PNR-ul, avem jaloane încă neîndeplinite și sunt criterii importante, pentru că dacă nu se îndeplinesc jaloane respective, vom pierde bani. Pe cine interesează? Că noi avem alte probleme. Uite, programul Visa Waivers ne îndeamnă domnul Ciolacu astăzi să aplicăm pentru reînnoirea vizelor până pe 30 septembrie. Păi sigur că e subiect de campanie, obținem vize în America, deci ce se e bine. Dar, să mă tot puțin, avem încă jalonul pe subiectul rom finalizat. Există o agenție națională pentru rom absolut incompetentă, dar care este un cadou făcut unei alianțe electorale cu cei din Parlament din minoritățile care susțin guvernul. Deci e un cadou și ok, nu se îndeplinește jalonul, vedem ce facem cândva. Dar problema este legată, se leagă încă o dată de capacitatea polițianului și competența lui de a servi statul român și de a face un stat puternic, pentru că cu toții vrem ca educația să fie mai bună în sistemul public, sănătatea să fie mai bună, drăgile să fie, nu știu, circulabile mai bine și așa mai departe. Nu avem asta pentru că există acest mod de a parazita statul și a absorbe resurse pentru alte interese. Se întâmplă pretutindeni, la nivel local, dacă mergeți și, micii funcționari din primărie, sunt numiți politic. Nu există cineva care să fie tot timpul pe competență. Asta e problema și cred că tratamentul nu se vină așa de la un partid politic. Cred că trebuie o reformă ceva mai serioasă, care să plece de la o dezbatere, cum spun, bazată pe cercetări, pe cunoaștere, pe realități sociale percepute și pe proiecta unui viitor. Care este proiectul țara României? Ce vrem la România asta? Când să vorbim lucruri atât de serioase, când noi avem alegeri, nu știm cine candidează. Marcel Ciolacu, înțeles că s-a decis să candideze, dar în momentan doar pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Mai vedem și cu prezidențialele. Scurtă pauză, îi mulțumesc Ioanei Nedogioiu pentru această intervenție la Special B1 TV. Ne reîntoarcem cu Costin Ciobanu și Ciprian Necula. Am revenit în direct, vă spuneam, Marcel Ciolacu s-a decis să candideze doar la funcția de președinte al PSD, pe care vrea să o păstreze. Intrarea în cursa pentru fotoliu de la Cotroceni rămâne încă sub semnul întrebării. Premierul evită însă să spună dacă candidează sau dacă partidul are un alt nume pregătit. Misterul va fi însă elucidat după congresul PSD din 24 august. E normal, am zis cu toții că vom fi alături de candidatul PSD. Vom vedea pe cine va alege congresul, aș fi fiind candidat al Partidului Social Democrat. Eu personal, în acest moment, după cum v-am spus și mai devreme, am hotărât în cadrul Consiliului Politic Național să avem congres pe data de 24 august. Cu adevărat, voi candida pentru un nou mandat de președinte al Partidului Social Democrat. Și în același congres se va alege și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de președinte. Ironic, la adresa jurnaliștilor care insistau cu întrebări legate de o posibilă candidatură, Marcel Ciolacu a îndemnat la răbdare, susținând că misterul va fi elucidat în scurt timp. Dacă de candidat o să candidez, nu trebuie să fiu și eu parlamentar, cred. Domnul Stănescu, care este secretarul general, va face un calendar de depunere a candidaturilor. Domnule Stănescu, când va face acel calendar, domnul Stănescu, la urmă? El, domnul Stănescu, îl va face și îl va supune votului la Consiliul Politic Național. După ce Consiliul Politic, și avem cu toții calendarul pentru 24 august, începem să ne lămurim cine candidează. Vă este teamă, domnule prim? Cu zâmbetul pe buze, Marcel Ciolacu a negat că ar avea vreo temere care să îl oprească de a intra în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni. Doamne ferești, nu mi-e teamă. Mi s-a părut că mi-e teamă de ceva. Ia uitați-vă câte decizii am luat eu a prim-ministru într-un an și o lună, cred. Faceți comparație cu alți prim-ministri ce decizii au luat. Mie nu mi-e teamă decât de Dumnezeu. N-am nicio problemă. Dar să știți că nu m-am născut nici președintele PSD-ului, nici prim-ministru, nici parlamentar.
N-am nicio... am luat-o încet. O ia încet, poate prea încet, Costin Ciobanu, cu acest anunț pe care cu toții îl așteptăm, inclusiv, cred că, partidul, nu, domnule? Candidează sau nu candidează domnul Ciolacu pentru cea mai înaltă funcție din statul român? Știți, există o tehnică de comunicare politică Așa. Care spune, atunci când ești văzut extrem de previzibil drept candidat într-o anumită funcție, să stabilești acea candidatură în termeni proprii. Nu trebuie ca acest lucru să fie obligatoriu, ci trebuie să candidezi în proprii tăi termeni, să spui de ce vrei să candidezi sau în ce condiții vrei să candidezi. Ori domnul Ciolacu pare că se află în această strategie, dar nu spune clar de ce ar dori să candideze sau care ar fi condițiile în care ar candida. Mai degrabă, ceea ce avem acum e o lipsă de asumare. Știți că asumarea e principala caracteristică a leadership-ului. Ne putem uita la toate aceste calcule de partid, dar nu vedem pe cineva care să iasă și să spună ok, îmi asum această funcție. De fapt, suntem într-un concurs în care toți principalii candidați încearcă să amâne pe cât de mult posibil anunțarea formală a candidaturii. Nu e vorba doar de domnul Ciolacu, care face acest balet de câteva luni. Este vorba de Mircea Joană, care se află în funcția de la NATO. Poate acolo e o justificare mai clară. Până și Nicolae Ciucă spune că ar candida, dar ce se întâmplă cu partidul, ca și cum dânsul nu ar fi președintele de partid. Măcar că domnul Ciucă l-a mai văzut și pe panourile publicitare prin țară, adică oarecum e asumat, ar fi pregătit, vrea... Există această teamă că dacă te declar candidat din timp, parcă ești în campanie electorală și acest lucru o să-ți dăuneze, o să devii o țintă, o să fii expus... atenției publice, ca și cum acest lucru nu s-ar întâmpla. Ceea ce lipsește în acest moment, într-adevăr, e o discuție despre cum va arăta România în următorii 5 ani, ce planuri au acești candidați. Ne interesează prea puțin ce o să decidă Congresul PSD sau ce o să organizeze secretarul general la PSD și acele afișe, într-adevăr, de care vorbeați în țară. Nu există această asumare, care până la urmă ar trebui să le arate românilor că există o continuare, care e raportarea față de mandatul președintelui Iohannis, cum ar trebui să arate profilul viitorului candidat la președinție. Vedeți, discutăm în aceste zile de Convenția Republicană cu candidați care au fost anunțați cu un an și jumătate, pe care publicul a avut timpul să-i cunoască. Cum la noi totul e pe repede înainte. Gândiți-vă, discutam înainte, dacă s-ar fi menținut alegeri pe 15 septembrie, acum ar fi trebuit să avem strângerea semnăturilor. Pe 15 august intram în campanie electorală. De bine de rău o să avem totuși o toamnă politică în care o să putem să discutăm despre acești candidați, dar să sperăm că o să existe mai multă asumare și mai multe lucruri pe care să le spună în fața românilor, să vină să-și asume lucruri și să ne prezinte care e proiectul lor pentru România. Zice că își asumă, nu? Chiar și din funcția de premier a României, Ciprian Necula. Adică e o țintă oricum, că vine și asumă lucruri, anunță, iată, astăzi a anunțat această campanie de visa waiver, să mergem toți românii, să susținem acolo, să ne reînnoim vizele, astfel încât până pe 30 septembrie să putem să avem un număr tot mai ridicat de români care își doresc să ajungă în Statele Unite și care să contribuie la obținerea acestor vize mult așteptate sau eliminarea vizelor pentru românii care călătoresc în Statele Unite. Își asumă domnul Ciolacu, însă nu își asumă și acest anunț încă. Zicem că e prea devreme? Ați avut explicația și rațiunile mai devreme foarte precis, cred. Da, momentul în care se întâmplă asta trebuie să fie cumva generat de o intenție politică. Adică fac asta pentru că, nu pentru că sunt liderul partidului, ci pentru că vreau să fac din România, etc. Și din păcate, nu cred că lipsește nici această dimensiune. Cred că fiecare dintre potențialii candidați se pregătesc pentru acest moment în care se spună din România aș face, dacă aș fi președinte, etc. Problema, cred că este ceva mai complexă și legată și de calcule politice. Când e bine să anunți, când e bine să începi și cum începi. Pe ce pilon te bazezi de comunicare publică? Sigur, guvernul poate fi unul și succesul potențial cu visa waiver ar conta enorm, ar schimba, ar aduce un subiect de campanie. Până acum știm sigur câțiva candidați care sunt mai degrabă marginalii, cei care nu vor câștiga și care și-au întâlnit intenția, cei care au potențial de a câștiga totuși,
ezită. Și cred că ezitarea vine din acest moment important de a construi o platformă și un fel de pilon de comunicare eficient. Pe de altă parte, cred că sunt și aranjamentele, să zic așa, de după uși, în care trebuie să vedem ce poziție va obține domnul Iohannis. Cumva tandemul premier-președinte e ceva funcțional sau mai degrabă este un cal troian. Deci, cred că sunt încă în această... Ce gând i-au pus domnul Iohannis Costin Ciobanu? Că s-a tot vorbit posibil, iată, acum în contextul acestei decizii din la Bruxelles cu Ursula von der Leyen din partea Tribunalului Uniunii Europene, a reapărut din nou domnul Iohannis în cărți, poate pentru o poziție acolo. Acest tandem Ciolacu-Iohannis nu cred că are vreo șansă. No, mai ales că ne uităm la moștenirea politică a președintelui Iohannis. Nivelul de încredere publică în președintele Iohannis... Unul din 10 români mai... Extrem de scăzut. Așa că, practic, să ai ștampila susținerii președintelui Iohannis nu e un lucru care să fie extrem de folositor în alegerile prezidențiale din acest an. Însă e într-adevăr, aș spune, chiar caragioasă această dezbatere în care, cum apare câte o funcție importantă la nivel european, noi avem un candidat. Cred că această dezbatere nu face bine nici măcar președintele Iohannis și nici măcar României. Ca să fie în astfel de discuții, ca să poți să avansezi niște candidaturi pentru poziții importante, lucrurile trebuie pregătite foarte bine din timp. Și noi am avut o lecție foarte dură cu ceea ce s-a întâmplat la NATO. O candidatură anunțată extrem de târziu, în urma căreia a apărut că mai degrabă noi ținem în loc atingerea unui consens, fără a fi avut pregătite lucrurile într-o asemenea manieră încât să avem o candidatură credibilă și să avem șanse. Acum, ce se va întâmpla cu președintele Iohannis, ce funcție va lua, sunt chestiuni mai degrabă personale, de traseu personal post-președinție. Cred că sunt lucruri mult mai importante în acest moment și cred că ar fi absolut contraproductiv ca toată dezbaterea despre alegerile prezidențiale, despre România post-2024 să fie ținută o statică în legătură cu planurile președintelui. E un moment să trecem mai departe. Acesta e semnalul pe care îl dau românii. Mandatul președintelui Iohannis se încheie cu bune cu rele. Istoricii deci vor scrie ce s-a întâmplat în acești 10 ani de zile. Sunt lucruri pozitive, eventual, în zona de externe, în zona de implicare publică mai puțin, dar cred că avem cu toții nevoie de o schimbare. Și această schimbare nu poate începe cu ce mandat va lua Klaus Iohannis sau în ce reședință va avea după 2024. Mulțumesc tare mult, Costin Ciobanu, pentru prezență. De asemenea, Ciprian Necula, pentru o intervenție. Doamnelor, domnilor, ne oprim aici cu cea de-a doua oră din special pe 1 TV. Ne reîntoarcem la ora 14 în direct de la ședința de guvern sau de după ședința de guvern. Ministrul Familiei, Natalia Intotero, vine în studioul special pe 1 TV. Discutăm despre cele mai noi informații dinspre ministerul pe care îl păstorește și ne uităm atenți la ceea ce se întâmplă în Parlamentul Uniunii Europene, acolo unde se decide astăzi soarta celui de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen. Rămâneți cu B1 TV.